Coloseni, capitolul 1, vom citi începând cu versetul 9. De aceea și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară era străin și vrășmaș prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Amin. Mesajul la care vă invit să medităm în această zi, inspirat din cuvântul lui Dumnezeu, l-am intitulat Viața centrată pe Dumnezeu. Viața centrată pe Dumnezeu. Într-o lume tot mai dezorientată, îndemnul pe care Apostolul Pavel ne-l dă este de a ne centra viața pe Dumnezeu, de a-L pune pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Într-o lume în care suntem asaltați cu tot felul de filozofii, în care se promovează tot felul de așa zise valori care să-ți aducă împlinirea, într-o lume care oarecum a căzut în
atâtea ritualuri, obsedată de ritualuri. Îndemnul pe care îl primim din partea lui Dumnezeu prin cuvânt este: pune-L pe Dumnezeu în centru. Centrează-ți viața pe Dumnezeu. De altfel, contextul în care Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte era unul cu totul deosebit. Biserica din Colose era formată din evrei și păgâni convertiți la creștinism. Unul din scopurile principale ale scrierii epistolei a fost acela de a combate învățăturile false cu care biserica s-a văzut confruntată destul de repede. Un amestec de gnosticism și iudaism care a început să prindă rădăcini în viața unora din membrii bisericii. Câteva din caracteristicile acestei învățături erau: pe de o parte, spuneau unii, Hristos este o creație a lui Dumnezeu, negându-se astfel divinitatea lui. Sau, cunoașterea Scripturii este accesibilă doar unora prin iluminare. Sau, dacă vrei să fii mântuit, e nevoie de circumcizie și legea Vechiului Testament. Și învățăturile acestea au început să se promoveze tot mai mult și să prindă rădăcini și Apostolul Pavel se simte nevoit să ia atitudine și îndemnul pe care îl dă este: dincolo de toate aceste filosofii ale lumii, dincolo de tot felul de idei care mai de care, mai interesante pentru unii, pune-L pe Dumnezeu în centrul vieții tale. Centrează-ți viața pe Dumnezeu. Și dacă ne uităm cu atenție în pasajul acesta care a fost citit în Coloseni capitolul 1, putem să observăm ce anume caracterizează o viață centrată pe Dumnezeu. Mai întâi, o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin progres în cunoaștere. Progres în cunoaștere. Versetul 9. De aceea, și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. L-ați cunoscut pe Hristos, ați cunoscut cuvântul, dar nu vă mulțumiți cu această cunoaștere, căutați să creșteți în cunoaștere. Să progresați, o viață centrată pe Dumnezeu nu rămâne la momentul acela în care s-a întâlnit cu Dumnezeu în urmă cu ani de zile, ci progresează și se vede progres în cunoaștere. Să cunoști cuvântul Lui. E nevoie de progres. Și Pavel se roagă pentru asta și Pavel așteaptă de la biserica din Colose și nu numai lucrul acesta. Dacă să crești în cunoașterea cuvântului, să cunoști cuvântul, trebuie să-l citești, trebuie să te preocupe, trebuie să-l îndrăgești. De altfel, când Hristos, fiind ispitit de diavolul în pustie, răspunde acestuia, vă rog să remarcați faptul că prin cuvintele pe care le rostește, dă autoritate și valoare deosebită cuvântului și spunea Domnul, este scris. Să crești în cunoașterea cuvântului Lui. Și prin Harul Lui Dumnezeu avem această posibilitate să cunoaștem cuvântul și atunci când vom fi ispitiți să putem spune și noi, este scris, asta nu fac. Asta nu cred, pentru că nu este în cuvânt. În Matei, capitolul 22, versetul 29, spunea Domnul, vă rătăciți pentru că nu cunoaște Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. De ce așa de ușor unii se rătăcesc și după ce au pornit cu atâta vânt pe calea Domnului, ajung să se rătăcească, să pornească pe alte căi? Pentru că n-au cunoscut cu adevărat cuvântul, pentru că n-au progresat în cunoașterea cuvântului. Da, la început era cuvântul,
Și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, și cuvântul s-a făcut trup. Și cuvântul ne-a fost revelat și prin harul lui Dumnezeu putem să cunoaștem acest cuvânt. Centrează-ți viața pe Dumnezeu. O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin progres în cunoaștere, în cunoașterea cuvântului, să cunosc cuvântului, apoi să cunoști voia lui. Și Pavel spunea, de aceea și noi din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui. De unde știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? De unde știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la un anumit lucru pe care vreau să-l fac? Păi din cuvânt. Tocmai de aceea are cu atât mai mare valoare acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că prin el Dumnezeu îmi descoperă voia lui. Și spunea cuvântul, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dar nu se potrivește întotdeauna cu ceea ce îmi place mie. Nu întotdeauna parcă voia lui Dumnezeu nu este în acord cu voia mea sau voia mea nu e în acord cu voia lui Dumnezeu. Și deși știu care este voia lui Dumnezeu, îmi permit să fac anumite lucruri, crezând că Dumnezeu își schimbă voia. Și avem atâtea exemple în Scriptură. Vezi Balaam. Îi spune Dumnezeu, nu te duce. Și Balaam știe. Și Balaam răspunde, nu mă duc să-mi dea Balac tot aurul din lume. Dar insistă Balac și insistă lumea, poate, poate. Și îl vezi pe Balaam care, deși cunoaște voia lui Dumnezeu, spune, hai să mai întreb o dată, hai să mai încerc, poate că s-o schimba Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie, dar Balaam va trebui să suporte mai târziu consecințele. Mulți nu cunosc voia lui Dumnezeu pentru că nu-L cunosc pe El. Mulți nu cunosc voia lui Dumnezeu pentru că nu cunosc Scripturile, nu cunosc cuvântul. De aceea, când este vorba de o viață centrată pe Dumnezeu, asta trebuie să se caracterizeze prin progres în cunoaștere și pe zi ce trece, eu trebuie să cresc în cunoașterea cuvântului, să cresc în cunoașterea voii lui, să cresc mai apoi în cunoașterea harului său, care a ajuns până la noi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Și din ziua în care ai cunoscut harul, vezi cum acest har se mulțește, parcă tot mai mult. Și ne-a cuprins Dumnezeu pe fiecare dintre noi în harul lui. Cunosc eu cu adevărat harul lui Dumnezeu? Știu eu ce înseamnă cu adevărat harul lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spunea, printre altele, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Ce har! Când ai vrea să ai mai mult, când ai vrea să fii mai bogat, gândește-te la harul lui Dumnezeu. Gândește-te la faptul că El, Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, renunță la slava Lui, vine și ia chip de om, se face rob, se face ascultător de Tatăl și ia asupra Lui toate păcatele mele, pentru ca, iertat fiind, să am parte de slavă, să fiu îmbogățit în El și prin El. Scriindu-i lui Tit, tot apostolul Pavel spunea căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Este harul lui Dumnezeu despre care și Petru scria în a doua sa epistolă, în capitolul 3, de la versetul 17, voi deci, prea iubiților,
Știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. O viață centrată pe Dumnezeu este o viață care se caracterizează prin progres în cunoaștere. De aceea spunea Domnul Iisus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. De aceea spunea Apostolul Pavel cu atâta determinare, dacă îmi doresc ceva, este să-L cunosc pe El. Întrebarea pentru fiecare dintre noi, de când te-ai întors la Domnul, ai crescut în cunoașterea cuvântului, în cunoașterea voii Lui și a harului Său? De când te-ai întors la Domnul, este un progres în ce privește cunoașterea în viața noastră? Viața centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin acest progres în cunoaștere. În al doilea rând, o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin politețe în conduită. Politețe în conduită, versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Frați și surori, tineri, pocăiții nu sunt și nu trebuie să fie bădărani. Pocăiții nu sunt și nu trebuie să fie neciopliți. Este nevoie de politețe. Să știi să te porți în societate. Și o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează și prin această politețe în conduita mea. Și oamenii uneori s-ar putea să n-am ocazia să spun prea multe în societate, dar va fi suficient să mă vadă alții. Și să poată să tragă concluzii. Ăsta e un om cum se cade, ăsta e diferit, ăsta e creștin sau e vaie șamar. O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin politețe în conduită, reprezentând astfel cu cinste pe Domnul. Când mă port într-un mod înțelept, când conduita mea este corespunzătoare, îl cinstesc pe Domnul. Acum, până să-L cinstesc pe Domnul în societate, eu trebuie să-L cinstesc în casa Lui. Și vă rog să fiți și să fim cu băgare de seamă. Nu întâmplător ne spune Dumnezeu prin cuvânt, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul. Fii cu băgare de seamă la felul în care te comporți când intri în casa lui Dumnezeu. Și e valabil pentru toți. Știm noi când venim în locul acesta, când nu venim într-un loc oarecare, mai distingem noi casa lui Dumnezeu de orice altă casă, că s-ar putea uneori să spunem, da, asta nu valorează mare lucru, asta nu înseamnă mare lucru, că până la urmă biserica nu-i niște ziduri, nu-i. Și totuși, este un loc peste care este chemat numele lui Dumnezeu. Dacă nici la biserică nu-L mai întâlnesc pe Dumnezeu, unde să-L întâlnesc? Dacă nici la biserică nu mai simt prezența lui Dumnezeu, unde să o mai simt? Dacă nici la biserică nu mai pot să am liniște sufletească și să mă umplu de prezența lui Dumnezeu, unde să găsesc această liniște și umplere? Copiii când vin la biserică știu că vin la biserică sau vin la un loc oarecare unde pot să facă ce vor? Părinți, vă rog, învățați-vă copiii să distingă între casa lui Dumnezeu și grădiniță și școală și loc de joacă. Este casa lui Dumnezeu peste care este chemat numele lui Dumnezeu și o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează și prin politețe în conduită. Asta se vede prin cinstea pe care o dau Domnului. Scriindu-le celor din Roma, Apostolul Pavel în capitolul 13 spunea să trăim frumos
ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 17, citim în privința aceasta: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică, să puneți cinste, în timpul pribegiei voastre. O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin politeță în conduită, oferind astfel și o mărturie bună înaintea altora. Și în predica de pe munte, Domnul vorbește despre această mărturie. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți acea epistolă vie citită de toți. Voi ar trebui să fiți o mărturie bună înaintea altora. Când viața voastră este centrată pe Dumnezeu, atunci mărturia este una deosebită. Spunea Petru în întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 12: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Prea mult ne-am bătut și ne batem cu pumnul în piept legat de credința care e numai în inimă, o vede Dumnezeu, de credincioșia noastră pe care o știe numai Dumnezeu. Și Petru spune: când se uită alții la voi, trebuie să vadă schimbare în viața voastră, trebuie să vadă faptele alea bune, trebuie să vadă că sunteți deosebiți, că viața voastră e centrată pe Dumnezeu și nu pe alte valori ale lumii. O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin politețe în conduită, aducând astfel roade vrednice de pocăință. Și spunea Ioan celor care veneau să primească botezul: faceți roade vrednice de pocăința voastră. Spunea Domnul în Matei, în capitolul 17, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Și asta va evidenția faptul că viața mea și viața noastră este centrată pe Dumnezeu. Întrebare pentru fiecare: prin conduita pe care o ai, prin conduita personală, crezi că ești o mărturie vrednică de urmat de alții? O mărturie vrednică de urmat pentru alții? Îl mai reprezint eu cu cinste pe Domnul? Mai ofer eu o mărturie bună înaintea altora? Mai aduc eu acele roade vrednice de pocăință prin care să fiu astfel o bună mărturie pentru cei din jur? Viața centrată pe Dumnezeu se caracterizează și prin această politețe în conduită. În al treilea rând, o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează și prin perseverență în credință. Perseverență în credință. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană, fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Dacă rămâneți și pe mai departe întemeiați și neclintiți în credință. O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin această perseverență în credință. Mi-am pus credința în Dumnezeu și rămân încrezător în Dumnezeu.
Perseverez în credința mea în Dumnezeu. Credința că în El avem răscumpărarea. Și în privința asta spunea Pavel, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea. Nu este o altă modalitate prin care să fim răscumpărați decât Hristos. Și de aceea credința mea este ancorată în Hristos. Și avem atâtea alte pasaje în Scriptură, Efeseni, Filipeni, în El avem răscumpărarea. Apoi, credința că în El avem iertarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor, versetul 14, partea a doua, ne-a răscumpărat Hristos ca să fim ai Lui, dar în același timp ne oferă iertarea prin sângele Lui. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 38 citim: Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. În El se vestește iertarea. În El avem răscumpărarea și asta ar trebui să ne motiveze cu atât mai mult să ne punem credința în El. Credința că în El avem și moștenirea. Și spunea Pavel, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Da, sunt iertat. Da, sunt răscumpărat. Dar frumusețea este că Dumnezeu s-a gândit și la viitorul meu. Și cu privire la aceasta, iară sunt multe pasaje, 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3 citim: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Mai avem credința aceasta legată de moștenire? Sau suntem atât de obsedați de lucrurile acestei lumi încât am uitat de moștenirea binecuvântată a slavei? Ne irosim energiile și viața căutând să adunăm, să strângem cât mai mult, sperând într-o viață mai bună și ne trezim că pierdem tot și ne pierdem și viața. Și am alergat în zadar. Dar este o moștenire care nu ne va putea fi luată dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu. Este moștenirea binecuvântată a slavei. Mai avem noi această credință? O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează și prin perseverența în credință. Și vă rog să rețineți, fără perseverență în credință, nu pot să am parte de biruință. Nu voi putea să fiu biruitor niciodată fără credință. Dar tot așa, fără credință, nu voi putea să fiu plăcut lui Dumnezeu. Oricâte ritualuri aș face, oricâte fapte bune aș face, fără credință, este cu neputință să fiu plăcut lui. Apoi, o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin pasiune în comunicare. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Pasiune în comunicare. E nevoie de comunicare. Dar nu așa, bă, dacă nu te pocăiești, mori. Unde e pasiunea? S-ar putea unul de frică să se pocăiască. Dar e nevoie de acea pasiune. Să vorbești despre felul în care Dumnezeu ți-a vorbit ție, ți s-a descoperit. Cum l-ai cunoscut tu pe Domnul? Cum ar putea să-L cunoască și El pe Domnul? Asta ne motivează la o trăire cu răbdare.
Asta ne motivează la o trăire cu răbdare. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Da, avem nevoie de răbdare și în altă parte spune, încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni, nu va zăbovi, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. E nevoie de răbdare. Această pasiune în comunicare ne motivează și la o trăire cu mulțumire. Mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Să fiu un om mulțumitor. O, cu siguranță că fiecare dintre noi am putea spune, da, îmi lipsește aia, da, îmi lipsește aia alaltă, și pe când ai zice că le-ai rezolvat și pe alea, te trezești că îți lipsesc altele și apoi începe să te lase trupul ăsta și să-ți lipsească sănătatea. Aici niciodată nu o să le ai pe toate și nu o să le avem. Dar putem să avem ceva, un duh de mulțumire. Să avem acea atitudine, o trăire cu mulțumire. Și Pavel spunea, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții. Nu este ușor, dar când vom învăța să fim mulțumitori, atunci ne vom bucura cu adevărat de viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Comunicarea aceasta cu pasiune ne motivează și la o trăire cu bucurie. Și nu odată îndemnul este bucurați-vă. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucurați-vă că moștenirea voastră este mare și este păstrată în ceruri. Iarăși în Filipeni capitolul 4, Apostolul Pavel spunea, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Când l-ai cunoscut cu adevărat pe Hristos, nu vei putea să ții numai pentru tine ceea ce ai învățat, ceea ce ai cunoscut, ci vei vrea să spui și altora și o vei face cu pasiune și o vei face cu bucurie. Comunicarea mea cu cei din jur le motivează trăirea sau le întristează inima? Vă rog să vă întrebați. Comunicarea mea cu cei din jur, că vorbim atâtea. Și poate că ar fi bine nu odată să mai spunem și noi, Doamne, pune frâu gurii mele. Că prea vorbim ce nu trebuie. Dar comunicarea mea cu cei din jur le motivează trăirea sau le întristează inima? O viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza prin pasiune în comunicare. Și asta înseamnă să-i zidești pe ceilalți, să-i ridici pe ceilalți, să-i motivezi pe ceilalți. Nu să-i întristezi sau să-i îndepărtezi. În sfârșit, o viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează și prin puritate în chibzuință. Puritate în chibzuință. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. E nevoie de acea curăție a minții, puritate în modul de gândire. Știm că fără Dumnezeu, prin îndepărtarea de Dumnezeu, gândirea noastră s-a pervertit. Gândirea omului s-a deformat și îl vezi pe om care face de toate numai să se apropie de Dumnezeu, nu. Aleargă într-o parte și în alta numai spre Dumnezeu, nu. Și se uită Dumnezeu spre pământ și zice, toate pornirile inimii lor, gândurile lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Deși nu trecuse multă vreme de când Dumnezeu a creat pe om, îl vezi îndepărtat atât de mult, stricat. Și este nevoie de o înnoire a minții, de o puritate în ce privește modul de gândire, de a chibzui. O gândire rea ne înstrăinează de Dumnezeu. Câtă vreme gândirea mea nu este transformată,
de Dumnezeu. Aceasta mă înstrăinează de El. De aceea, în Efeseni, capitolul 4, Apostolul Pavel spunea: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și continuă Apostolul Pavel, arătând cât de importantă este o înnoire a minții, o puritate în gândire. O gândire firească ne întinează viața personală. Și dacă ne uităm în Geneza, vedem lucrul acesta. Așa de repede ajungi să trăiești în păcat. De la o gândire netransformată, de la un gând nevinovat, am zice noi, la început, dar apoi aduce atâta vinovăție în viața noastră. Citiți Romani, capitolul 1, și la un moment dat, de la versetul 21, Romani, capitolul 1, citim: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Și unde duce asta? Inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. E nevoie de puritate în gândire. Când mintea mea nu-i centrată în Hristos, nu-i înnoită de Hristos, mă duce pe tot felul de căi ale păcatului, mă înstrăinează de Dumnezeu, îmi întinează viața, mă departă de Dumnezeu și mă duce în iad. O viață centrată pe Dumnezeu se caracterizează prin puritate în chipzuință. O gândire necontrolată ne înnegurează orizontul avut. În Coloseni, capitolul 3, versetul 2 spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Gândește-te la lucrurile de sus, la lucrurile cerești. Ce perspectivă frumoasă, cerul. Dar când gândirea mea nu este controlată, totul se schimbă. Pierd orizontul, nu mai văd cu claritate ceea ce mă așteaptă, totul se deformează. De aceea este important să las pe Hristos să-mi schimbe gândul, gândirea mea, să produc acea metanoia, transformare a minții. Și aici aș vrea să aveți în vedere și să avem în vedere următorul lucru. Modul meu de a gândi demonstrează supunere față de Hristos sau îndepărtare de El. Modul meu de a gândi demonstrează supunere față de Hristos sau îndepărtarea de El. O viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza și prin această puritate în chipzuință, în modul de gândire. Și rețineți în încheiere, când viața noastră este centrată pe Dumnezeu, scopul principal al trăirii noastre va fi
împlinirea voii Lui. Când viața mea este și va fi centrată pe Dumnezeu, atunci scopul meu nu va mai fi să fiu plăcut lumii, nu va mai fi să fiu plăcut prietenilor, găștii. Când viața mea va fi centrată pe Dumnezeu, atunci scopul meu principal va fi să împlinesc voia Lui. Și spuneam că voia Lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Chiar dacă nu întotdeauna se potrivește cu ceea ce îmi doresc eu. De altfel, în versurile unei cântări pe care îmi plăcea să o cânt cu soția, spunea: și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Voia ta să se înalțe ca stăpână în viața mea. Și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Și știți că așa a făcut Domnul? Și greu a fost. Că noi am vrea ca Domnul să fie la îndemâna noastră și să facă ce vrem, un fel de bancomat când apeși să-ți iasă banii, un fel de Moș Crăciun când îl chem să-ți dea cadou, un fel de robot. Și am uitat că Dumnezeu este stăpânul, Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este răscumpărătorul, Dumnezeu va fi și judecătorul nostru. De aceea, cu atât mai mult se cuvine să fim înțelepți. Și dacă până acum viața noastră a fost trăită fără sens, la întâmplare, sau a fost trăită așa cum ne place nouă, după felul nostru de a fi, după principiile noastre, fie ca de acum înainte viața noastră să fie centrată pe Dumnezeu. O viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza prin progres în cunoaștere. O viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza prin politețe în conduită. O viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza prin perseverență în credință. O viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza prin pasiune în comunicare. Și o viață centrată pe Dumnezeu se va caracteriza prin puritate în chipzuință. Domnul să ne ajute să ne centrăm viața pe El, să-L punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre și numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.